Asfaltarea străzii Grigore Alexandrescu, tronsonul dintre calea Torontalului și calea Radului, a costat peste 700.000 de lei. Autoritățile se mândresc cu un drum nou marcat ca la carte. Dar tocmai în plină prezentare, o timișoreancă din zonă le-a atras atenția edililor că a uitat de trecerile pentru pietoni. Problema asta cu trecerile de pietoni, avem copii mici, circulă cu viteze, sperăm să pună și semne că nu știi care cedează trecerea. Directorul Direcției Tehnice promite să marcheze trecerile pentru pietoni și să instaleze și limitatoare de viteză pentru a-i mai tempera pe șoferi. În privința celui de-al doilea tronson inaugurat, cel care leagă calea Sever-Bocu de Pădurea Verde, acesta a costat și el puțin sub 700.000 de lei. Construirea unui drum prin Pădurea Verde pune probleme autorităților. Este practic cel mai important inel de circulație din oraș și îl duce la o decongestionare totală a traficului. În zona aceasta nu este finalizată lucrarea complet, pentru că este o zonă industrială unde terenul nu mai este al nostru, aparține unor privați. Se lucrează în momentul de față la un studiu de fezabilitate. Autoritățile locale se laudă și cu reabilitarea altor două străzi din zona Lipovei, Holdelor și Hector. Modernizarea lor a costat bugetul local peste 1 milion de lei.